O parte din pensionarii călărășeni au protestat în fața instituției prefectului județului Călăraș împotriva blocării pensiilor și a salariilor. Protestatarii cer demisia guvernului, alegeri anticipate și majorarea pensiilor conform legislației în vigoare. Ne-am săturat de promisiuni, suntem sătui de minciuni, suntem indignați și foarte supărați pentru că suntem subapreciați. Suntem catalogați ca cercetorii acestei țări. Nu! Cercetorii sunt cei care ne cer din 4 ani sau când au interesul, voturile noastre. Nu mai acceptăm așa ceva, suntem foarte supărați. Și acesta este un motiv foarte serios de a solicita și a cere insistent demisia acestui guvern care ne batjocoresc zi și noapte continuu. Vreau să întreb dacă domnul Câțu, demnitarii guvernului român, și parlamentarii României pot trăi cu 800 de lei pe lună în condițiile în care prețurile au explodat și abia început-o acum. Au promis înainte de alegerile parlamentare, generale, că vor mări, vor aduce mirea pentru poporul român și vedem că toate aceste promisiuni s-au bunăruit. Ca prim-ministru, ca guvern, ca președinte, ca parlament, trebuie să știi să faci totul ca țara pe care o reprezinți să trăiască bine, decent și să aibă tot ce trebuie. Nu sunt de acord cu pensiile speciale pentru necontributivitate și să respingă mie legea pentru contribuție, vechime și vârstă de ieșire la pensie. La protestul de astăzi participă doar pensionari din municipiul Călăraș? Sau la protestul de astăzi participă numai pensionari din județul Călăraș. Eu reprezint Sindicatul Județean Călăraș al Pensionarului și sunt și președintele Consiliului Județean al Pensionarului și Persoanelor Vârce Călăraș. În această calitate vin și solicit, consultându-mă cu toți cei ce pe care îi reprezint, că nu mai suportă asemenea depreciere umană, nu profesională, umană. Nu suntem milogii statului român și cu atât mai mult al guvernului actual și al coaliției de guvernare. Cele trei partide în coaliție stabilesc ce vreau. Sunt și minorități. Nu stabilește mie o minoritate cum trăiesc aici ca majoritar. Nu trebuie să se întâmple așa ceva. Doresc să se revizuiască pe deplin și corect prevederile legii 127/2019, să se pună în aplicare de mâine începând ceea ce s-a decis, că valoarea punctului de pensie începând cu 2019 la articole pe care le-am prezentat mai înainte să fie de 1775 de lei punctul de pensie. Am lângă mine și o colegă de la altă federație, o doamnă Mihai Felicea, este reprezentanta Federației Unirea CFR. Mai avem aici și câțiva pensionari de la, care reprezintă Uniunea Generală a Pensionarilor din România, deci toate cele trei federații pe care le-am spus, FNPR, Unirea CFR și UGPR, au parcurs un program de acțiuni și solicitări Guvernului României, Președinției României și celor trei partide în coaliție să respecte pe deplin legea la care am făcut referire până în momentul ăsta și până la urmă să analizeze perfect și corect prevederile legii speciale, pensii speciale, salarii speciale, fără contributivitate. Dacă ai lege și un drept câștigat, aceasta noastră nu este o lege și un drept câștigat conform deciziilor și hotărârilor stabilite de lege. Dacă problemele nu se vor rezolva, veți continua acțiunile de protest? Dacă problemele nu se vor rezolva, nu ne oprim aici. Acțiunile noastre vor fi vor continua și vor fi mai ample, pentru că noi suntem o generație civilizată, educată, cu respect, nu urlăm, nu țipăm, cerem drepturi legale stabilite prin lege, nu cerem nimic altceva. Suntem obligați ca să motivăm și să aducem la cunoștința celor ce ne guvernează că o lege care nu este legea specială, a pensiilor speciale, care nu prevede și nu stabilește că aceasta, cuantumul lor este stabilit în conform cu contribuția, vechime și alte date,
este mai legală decât a noastră. Decât legea pensionarilor. Generală, la milioane de pensionari. În țara asta. Să nu te vaiți că n-ai oameni la Ministerul Muncii sau la casele teritoriale de pensie, că n-ai oameni să recalculeze pensia. E o greșeală. Asta înseamnă o nepregătire totală a celor ce conduc.